Dumnezeu să vă binecuvinteze pe fiecare dintre dumneavoastră. Bine ați venit la Biserica Tabor. Îi salutăm și pe cei care ne urmăresc pe Facebook, pe YouTube. Dumnezeu să vă binecuvinteze acolo unde sunteți. Haideți să lăsăm ca Duhul lui Dumnezeu să miște inimile noastre, să lăsăm ca El să schimbe și să transforme inima noastră după placul Lui. Aș vrea acum, în această dupămasă, așa cum am spus și dimineață, haideți să recităm din nou versetul zilei ca o încurajare pentru viețile noastre, pentru săptămâna care ne stă în față. Și rog pe cei care sunt la media să ne afișeze Evrei 11 cu 6. Haideți să spunem. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui, căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce îl caută. Haideți să mai spunem o dată. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui, căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce îl caută. Credința este baza relației noastre cu Dumnezeu. Am venit în această dupămasă să-L căutăm pe El și El se va lăsa găsit de noi, dacă noi îl căutăm cu toată inima. Cântarea pe care o vom cânta spune: când pe cer nu e soare și pășești trist prin vale, nu uita, viața ta e în mâna Domnului. Biserica trece prin această încercare, prin această vale. Sunt persoane care au căpătat acest COVID, această pandemie a atins și pe ei. Și dorim ca Dumnezeu să îi întărească și aș vrea să ne rugăm după ce vom cânta această cântare pentru ei. Haideți să lăudăm pe Domnul. Amin. Te conduce înspre casă.
pot lasă în voi. Slăvit să fie Domnul! V-aș ruga să vă ridicați și dumneavoastră în picioare. Așa cum am zis, aș vrea să facem o rugăciune pentru țara noastră. Aș vrea să facem o rugăciune pentru cei care conduc țara noastră. Aș vrea să ne rugăm pentru cei care sunt atinși de această boală, de acest COVID. Poate cunoaștem fiecare dintre noi pe cineva, poate avem în familie pe cineva și aș vrea să mijlocim înaintea lui Dumnezeu, ca Domnul să le dea credință, ca Domnul să le dea speranță, ca Domnul să se atingă de ei și să-i vindece, că Dumnezeu poate să facă lucrul acesta. Haideți cu toată biserica să ne închinăm înaintea Lui. Amin. Când la mine te-ai sperit.
străpus la un numele Tău, Iisus, aș la fere. La un numele Tău, Iisus, la un numele Tău, Iisus, ești al meu rege până sus. La un numele Tău, Iisus, ești mielul ce-a fost răpus, la un numele Tău, Iisus, al slavei rege. Amin. Așa cum biserica a fost informată, seara aceasta se vrea o pledoarie pentru Cuvântul lui Dumnezeu, pentru relația noastră cu ceea ce înseamnă Cartea Sfântă, Cuvântul Sfânt. Sunt mulți psalmi care pledează pentru asta și în mod deosebit psalmul 119 o face. Aș vrea să citesc din psalmul 119 primele 12 versete. Ziceți mersi că nu-l citesc tot. Și vă invit și vă rog, începând de la versetul 10, să mă însoțiți și dumneavoastră. Sunt niște cuvinte așa care sună a legământ, a dorință, a rugăciune, dacă doriți. Așadar, începând cu versetul 10 până la 12 inclusiv, vă rog să mă însoțiți și dumneavoastră. Psalmul 119, încep lectura cu primul verset. Ferice de cei fără prihană în calea lor, care umblă întotdeauna după legea Domnului. Ferice de cei ce păzesc poruncile Lui, care îl caută din toată inima lor, care nu săvârșesc nicio nelegiuire și umblă pe căile Lui. Tu ai dat poruncile Tale ca să fie păzite cu sfințenie. O, de-ar ținti căile mele la păzirea orânduirilor Tale, atunci nu voi roși de rușine la vederea tuturor poruncilor Tale. Te voi lăuda cu inimă neprihănită când voi învăța legile dreptății Tale. Vreau să păzesc orânduirile Tale, nu mă părăsi de tot. Cum își va ținea tânărul curată cărarea, îndreptându-se după cuvântul Tău. Te caut din toată inima mea, nu mă lăsa să mă abat de la poruncile Tale. Strâng cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta. Binecuvântat să fii Tu, Doamne, învață-mă orânduirile Tale. Amin. N-am urmărit neapărat asta, dar cred că nu este niciunul din versetele pe care le-am citit din psalmul acesta și în cele multe care urmează, să nu se spună ceva despre legile Domnului, poruncile Domnului, orânduirile Domnului, și așa mai departe. Multe cuvinte care fac trimitere la ceea ce noi numim Cartea Sfântă, Cuvântul lui Dumnezeu. Credința noastră are de-a face în mod indiscutabil cu relația pe care avem cu Cuvântul lui Dumnezeu. Trăirea noastră ca și credincioși. De aceea aș vrea să ne rugăm în momentele următoare. Doamne, ajută-ne să avem o atitudine potrivită față de Cuvântul Tău. Ajută-ne să-L iubim, ajută-ne să-L învățăm. Ajută-ne să-L împlinim, ajută-ne să-L credem, ajută-ne să-L trăim. Și rugăciunea noastră poate fi lungă și poate îmbrăca multe aspecte. Aș vrea să o facem din toată inima. Ne rugăm cu toții, îl invit pe pastorul Adi Soporan apoi să vină să continue rugăciunea noastră, punând numele Domnului peste adunare, peste seara aceasta, fie Duhul Domnului la lucru. Amin.
Domnul nostru, stăm înaintea Ta ca și comunitate, ca și trup al Tău și îți mulțumim din toată inima pentru harul pe care ni l-ai dat de a avea cuvântul Tău în mijlocul nostru, Doamne, în limba noastră. Mulțumim pentru ceea ce am înțeles din cuvântul Tău și, în mod special, îți mulțumesc pentru lucrarea cuvântului Tău în inimile noastre, Doamne. Mulțumim că prin acest cuvânt ne-ai născut din nou, Doamne, din această sămânță care nu poate putrezi. Și mulțumim pentru lucrarea tainică pe care Duhul Tău, prin cuvânt, a făcut-o în inimile multora din locul acesta. Și dacă cumva în seara aceasta mai sunt oameni aici care încă nu sunt, Doamne, produsul lucrării cuvântului Tău, Doamne, străpunge fiecare inimă în seara aceasta. Și prin cuvântul Tău mai naște din nou, Doamne, și pregătește oameni pentru împărăția Ta. Mulțumim, Doamne, apoi pentru cuvântul Tău care este ca un far luminos în întunericul acestei lumi, Doamne, în aceste vremuri atât de tulburi. Mulțumim că avem cuvântul Tău care poate să strălucească și ne poate lumina inimile chiar și în întunericul acesta. Laudă Ție pentru lucrarea acestui cuvânt, Doamne. Îți mulțumesc însă și pentru lucrătorii cuvântului, Doamne. Mulțumesc că în aceste vremuri Tu îi ții cu sănătate, Doamne. Tu le dai har și binecuvântare. Mulțumim pentru toți care trudesc pentru cuvântul acesta în diverse forme. Doamne, binecuvântă și răsplătește, Doamne. În toate lucrurile vrem să cinstim și să onorăm cuvântul Tău. Prin viața noastră, trăirea noastră, atitudinea față de El, prin slujirea noastră, Doamne, în tot și prin toate, ajută-ne să rămânem credincios Ție, onorând cuvântul Tău și lăsându-L să lucreze în viețile noastre până la capăt. Îți mulțumim că ești cu noi, în numele Domnului Iisus. Amin. Amin, amin. Vă invit să vă reașezați și corul vă onora în numele Domnului prin cântare. Oh,
Să fie asta dorința noastră cu adevărat, să mergem cu El și vom putea merge cu El în măsura în care îi cunoaștem voia, așteptările și cuvântul, că acolo ne sunt descoperite toate. Cu deosebită bucurie vă salut și vă spun din toată inima bine ați venit la Casa Domnului în această dupămasă, pe toți cei care nu v-ați lăsat intimidați de cifrele tot mai înspăimântătoare, care parcă vor să ne descurajeze, bine ați venit la Casa Domnului, vă salut cu toată bucuria și vă invit să vă salutați și dumneavoastră unii pe alții. În spatele măștii se ascunde un zâmbet și dacă nu vă strângeți mâinile, binecuvântați-vă în numele Domnului, ziceți-vă vorbă. Așa cum ați fost informați, în această seară avem onoarea să găzduim un eveniment important, zic eu, pentru, nu numai pentru lumea evanghelică românească, ci pentru toți oamenii interesați de Cuvântul lui Dumnezeu. Lansarea Noului Testament într-o nouă traducere, care ne va fi prezentată mai încolo un pic, și mulțumim Domnului că trăim astfel de vremuri. Dimineață am fost la rudeniile mele din Occident, la Mecherec în Ungaria, știți că am neamuri pe acolo, un frate de-al meu locuiește acolo, a avut o sărbătoare specială și n-am putut face să nu mi-amintesc și să pomenesc ceva despre vremurile în care tânjam să avem o Biblie și despre vremurile când localitatea Mecherec merită reținută asta din Ungaria, era o localitate tampon pentru transporturi uriașe, tiruri de Biblie. V-am mai povestit asta că m-am rezemat în casă la cineva de un pat de la românesc în care normal erau stivuite pernele, știți, de la mare așa, și când m-am lăsat, zice, stai încet, zice că sunt bord de Bibliile, nu erau perne, erau Biblii stivuite și zice, dacă vrei mai multe sunt în pot, câte vrei. Mi-aduc aminte și una din experiențele frumoase care le-am avut atunci venind cu un coleg de slujbă de atunci și de acum, care eram în acea călătorie, normal că ne-am încărcat cu cărți de tot felul și mai ales cu Biblii, numai după ce ne-am luat și ne-ar fi trebuit nouă, asta era înțelegerea, trebuia să aducem o plasă de aia mare de rafie plină cu Biblii, pentru dat la oricine în țară. Era o expunere extrem de riscantă, de la a ți se anula orice drept de a călători în străinătate, până la anchete, la securitate și așa mai departe, ca să nu spunem că se putea și mai rău, cu ani de pușcărie, se putea întâmpla orice, depinde pe mâna cui picai. Dar înainte să luăm plasa, ne-am rugat și sora care ne ajuta să împachetăm bagajele, sora Ileana Ardelean, a spus, mi-a arătat Domnul două mâini albe, a pucat plasa și a trecut-o peste un gard. Am luat cuvântul ca din partea Domnului și am venit cu trenul normal, că atunci așa se călătorea. Când am ajuns în Van Măi, în Episcopia, ne-au pus să dăm jos toate bagajele. Înțelegerea mea cu pastorul Blaga, care mă însoțea în călătorie, era, mă, plasa asta nu știm a cui. La celelalte le mai, că erau cărți și pe acolo, știu că, mă rog, cele care ne interesau pe noi, le-am pus în niște cutii de lapte, de praf, ca să mă înțelegeți, le-am pus acolo. De-aia au rămas Bobe așa slăbus și firav săracul, că nu i-am mai dus lapte praf. Și pe toate ni le-au cotrobăit. Cu plasa de sus nu erau treabă. Toate ni le-am pus jos. Cam așa aveam Biblia atunci. Acum le tipărim, avem multe traduceri și mulțumim Domnului pentru cei care se implică în asta. În această seară sunt aici înconjurat de trei oameni extrem de activi și implicați în publicarea de Biblii pe limba noastră, pe înțelesul nostru. Fratele Florin Ile, un prieten, colaborator, slujitor al Domnului, oarecum v-a profilat pe acest domeniu, este directorul SBR, Societății Biblice din România, pentru România, Domnul să-l binecuvinteze. Este însoțit de fratele Jean Tipei, autorul noi traduceri despre care vom vorbi astăzi și cum la noi se iau ultimele decizii, Laurențiu l-a verificat pe brother Jean Tipei,
să vadă dacă a tradus bine ce a tradus pe acolo. Ne bucurăm și e onorant pentru noi ca biserică, slujitori, echipă, să fim parte în proiecte mari, uriașe, speciale. Mă rog toți câți le-or citi, le-or vedea, le-or trece prin mâini să se pocăiască, să se întoarcă la Domnul și să le folosească și să ne folosească spre mântuire. În speranța că n-am luat din caseta voastră pentru această seară, noi vom continua să ne închinăm, le rog pe Alexandra și Flavia, nu știu dacă v-ați gândit la o cântare pentru despre cuvânt, da, a voastră toate sunt frumoase, după Alexandra și Flavia, în speranța că nu a învelit talentul în ștergar în loc pe Dani Ile să vină și el cu o cântare, a mai cântat la noi, Domnul să-l binecuvinteze și să-l folosească. Cu acel ce e viu, nici când nu va înseamnă.
prieten drag poți vedea. Viața ta e pustie, fără Iisus în ea. El e cel ce în taina a vechea viața ta. L-a plătit Iisus pentru viață.
să vă rețin atenția cu câteva anunțuri privind slujirea noastră ca și biserică locală în săptămâna care am intrat și, hai să zic pe termen mediu, evenimente din luna în care, prin îndurarea Domnului, ne găsim. Așadar, întâlnirile peste săptămână sunt cele pe care le cunoașteți, întâlnirea de rugăciune de marți seara, întâlnirea de la mijlocul săptămânii, joi seara. Vineri se întâlnesc tinerii la părtășia lor și ne rugăm să dea Domnul har la toate întâlnirile de felul acesta. Nu uitați de repetiții, luni corul de tineri, corul mare, orchestra sâmbătă dimineața de la ora 10. Așa cum ați văzut și s-au derulat pe ecranele noastre, sunt câteva evenimente pe termen mediu. Duminica viitoare, prin îndurarea Domnului, vrem să avem împreună sărbătoarea mulțumirii. Din păcate, rata de infectare în continuă creștere ne-a descurajat să sărbătorim așa cum eram obișnuiți, cu sarmale, cu toate cele să o întindem, dar vreau să vă spun că asta nu ia nimic din gloria lui Dumnezeu și nu ne dă voie să nu fim mulțumitori Domnului. Chiar dacă a fost un an greu și anul acesta ca și anul trecut pentru noi ca și comunitate locală, vă invit cu toată bucuria și cu toată responsabilitatea să veniți să fim recunoscători Domnului. Vă rog de asemenea toți cei care aveți un gând special în dreptul experiențelor pe care le-ați trăit anul acesta, să vă faceți timp să veniți să înregistrați. Avem două programe, știți că de obicei aveam unul singur de ziua mulțumirii și încercăm să prindem toate gândurile bune și încurajatoare pentru a le împărtăși cu ceilalți. Așadar, vă rog, țineți cont de această provocare și invitația noastră de a fi mulțumitor Domnului pentru toate lucrurile. Pentru data de 23 acestei luni, sâmbătă dimineața, de la ora 10 am văzut afișat acolo, este planificată o întâlnire cu surorile. Un mic dejun de părtășie, invităm toate surorile din biserica noastră să fie parte la asemenea programe care sunt pentru zidire sufletească, pentru creștere spirituală. Așa cum vă rog să țineți cont de conferința cu slujitorii din săptămâna sau din zilele 27, 28, 29, care se vor conclude cu un botez în apă în duminica din 31 dimineața. Așadar, încercați să consultați sursele de informare, pagina de Facebook a bisericii, pe celelalte surse pe care le avem și încercați să vă încadrați și să prindeți aceste evenimente care ne sunt utile și sunt extrem de importante pentru noi ca și comunitate. Cam acestea sunt anunțurile pe care am vrut să vi le amintesc, unele dintre ele le știați de ceva vreme și încă o dată vă rog să vă organizați agenda în așa fel încât să putem să prindem și să beneficiem de aceste binecuvântări. La conferința din mijlocul săptămânii 24-31 sunt rugați, sunt invitați, permit să dispun toți slujitorii bisericii, cu colegilor din câmpul de misiune, faceți-vă timp și haideți să petrecem împreună învățând din Cuvântul lui Dumnezeu. Așadar, cu aceste anunțuri, vă invit să ne ridicăm în picioare. Momentele următoare ne vom închina Domnului cântând și aducem și jertfa noastră financiară din această seară. Onorăm pe Domnul cu darurile noastre de bunăvoie, pe care mă rog Domnul să le primească. Deseori te străduiesc și
și în cer să izbutești lumea plină de durere. Cauza oameni adăpost, vezi că n-are rost. Ei nu-ți dau mângâiere. Cerul e Domnul ce veghează, cu niciun timp El nu te va lăsa. Cărarea El ți-o luminează, dar Domnul e să vă reașezați
Și în momentele următoare aș vrea să-l invit pe pastorul Florinile să facă o prezentare a proiectului la care au lucrat de oarece vreme și apoi sigur să invite pe ceilalți colegi de echipă cu care au lucrat împreună la realizarea acestui proiect să ne spună despre ce este vorba. Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Poetul român Vasile Răut spunea despre Scriptură în felul următor: Biblia este ceasul vremii și al istoriei. Cine vrea să știe mai mult astăzi despre ce urmează, să citească Scriptura. Amin. Și va găsi răspunsul. Sunt bucuros și încântat să pot prezenta în fața dumneavoastră ultima lucrare pe care am făcut-o la Societatea Biblică, Noul Testament, traducere nouă. În echipa aceasta au muncit mulți în ultimii 4 ani și jumătate, mai bine. Totul a început cu munca de traducere și sunt onorat să-l am și să-l avem cu noi alături pe fratele John Tipei, fostul meu profesor de la liceu, apoi din facultate. Dumnezeu să-i dea sănătate și să-i binecuvinteze familia și să-i răsplătească munca și osteniala pe care a depus-o în lucrarea aceasta. După munca de traducere a venit munca de editare. Fratele Laurențiu, împreună cu Remus Burcă și alții la început, care apoi s-au lăsat pe drum. I-au lăsat pe ei doi să ducă povara. Au dus munca cea mai dificilă, partea de editare și aranjare pentru limba română, comparare de texte, de pasaje cu alte traduceri, cu originalul. Le mulțumesc pentru tot ce au făcut, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Apoi a fost o echipă pastorală formată din păstori, teologi, care de asemenea au lecturat în întregime pasajul Noului Testament, tot Noul Testament, și s-au întâlnit cu traducătorul și au încercat să armonizeze pasaje, cuvinte, expresii, așa încât în final textul să fie cât mai aproape de original, de ceea ce a inspirat Dumnezeu. După munca lor a venit munca tehnoredactorilor și să știi, frate păstor, că nu doar Laurențiu din biserica noastră a muncit. Mai am și alți colegi în echipă. Designul la copertă și logo-ul ăsta frumos, Lavinia Luca, e vinovată în ghilimele de ceea ce a făcut. O felicit și o apreciem pentru munca ei. Dumnezeu să o binecuvinteze. Gabriela Băliban, de asemenea, face parte din echipa noastră și de acum cheile depozitului, și nu numai de acum, sunt la ea. Așa că dacă cineva are nevoie de scripturi, de Noul Testament, poate lua legătura cu Gabriela. Echipa e mai largă, l-amintesc aici pe Adia Brudan, deși nu-i cu noi, a dus o muncă colosală pe partea de tehnoredactare, el este inginer pe partea asta și a muncit enorm, zile, nopți, multe ore, ca textul să arate bine, să fie setat așa cum trebuie, și apoi a venit partea de tipar. Toată munca asta am coordonat-o și sunt bucuros ca astăzi să vă pot prezenta această lucrare, care este o lucrare dragă sufletului meu. După câteva sute de titluri de carte publicate la editură, să reușesc prin harul Domnului să coordonez munca asta, e o încununare a activității mele, dar nu se oprește munca aici, pentru că suntem în proces cu Vechiul Testament. Am reușit prin harul Domnului să tipărim Noul Testament, de data aceasta o ediție de studiu, o să vină și o ediție liturgică, să o numim așa, pe care vom folosi în lecturarea în biserici și în lecturarea individuală a Scripturii. Suntem în fază de lucru avansată cu Vechiul Testament, este tradus în întregime.
Echipa editorială muncește din plin la aranjarea textelor, la a face textul să fie plăcut la citit și nădăjduim ca într-un orizont oarecare de timp, mie mi-ar place să-l terminăm cât de repede ca și coordonator al proiectului, dar înțeleg efortul care stă în spate, ne rugăm și rugați-vă și dumneavoastră atunci când vă aduceți aminte de noi, Domnul să le dea sănătate tuturor care muncesc în proiectul ăsta. Nu e un proiect simplu, că orice cuvânt pe care îl schimbi acolo poate denatura, schimba total sensul, poate induce în eroare sau poate sugera altceva. De-aia munca asta e migăloasă, e o nevoie de călăuzirea Domnului, în primul rând, de sănătate, și apoi să-și pună la bătaie toate energiile și înțelepciunea și capacitatea pe care Domnul i-a dat-o. Mă opresc aici. Veți găsi Noul Testament în librării, online. În seara aceasta l-avem cu noi și aici, la final. Și este o lucrare frumoasă, nu doar pentru noi, pentru pocăiți. Este o lucrare frumoasă pentru oricine vrea să citească, în limbaj extrem de ușor, accesibil oricui. În mod special ne adresăm cu ea generației tinere, celor care studiază Scriptura. În ediția aceasta de studiu avem peste 5600 de note de subsol. Fratele John o să facă mai multe referiri la ele. E o ediție frumoasă, importantă, părinți. Faceți accesibil cuvântul acesta copiilor dumneavoastră. Se lecturează ușor, le va fi drag limbajul. Sunt multe cuvinte pe care le-am schimbat și le-am făcut să fie la zi, actuale. Cineva m-a întrebat, la ce v-a mai trebuit acum o nouă traducere? Atât avem, ce vă mai trebuie vouă una? Scurt, vă arăt 4 motive și apoi vreau să-i dau loc fratelui John, care va spune mai multe aspecte legate de traducere. 1. Am vrut o nouă traducere, conștienți fiind că limba evoluează. Orice limbă este vie și se schimbă odată cu generațiile. Astăzi nu mai folosim foarte multe cuvinte vechi, arhaice. Puțini din generația tânără ar ști ce înseamnă cimișir, ca la balâcuri. Ghitit, colocint, lingoare, zapis. Le avem în Biblia asta, Cornilescu, pe care o folosim. Sunt cuvinte vechi, care nu se mai folosesc, au ieșit din uz, le găsim în Dex, e adevărat. Dar în noile traduceri, ele sunt actualizate. Asta e un motiv foarte serios pentru care avem nevoie de o nouă traducere. Evoluția limbii române. 2. Corectarea unor greșeli de traducere. Trebuie să acceptăm adevărul acesta. Nu multe, dar sunt câteva pasaje în cuvântul pe care îl avem acum, în traducerea Cornilescu, care au scăpări sau erori de traducere. 3. Clarificarea unor pasaje din Scriptură. Sunt pasaje care au avut nevoie de și au nevoie de clarificare pentru a le înțelege și o să vedeți mai târziu, fratele John ne va aduce exemple în sensul acesta. Și apoi, 4, nevoia generațiilor viitoare de a avea o traducere în pas cu vremea lor. Anul acesta, traducerea Cornilescu a împlinit 100 de ani de la prima publicare. Credem că după 100 de ani e nevoie de o nouă traducere. Mă rog să binecuvinteze Domnul munca tuturor care au lucrat la această traducere și Domnul să ne binecuvinteze pe toți ca să apreciem cuvântul pe care El l-a făcut disponibil acum în limba noastră. Amin. Amin. Mă bucur să fim împreună din nou după aproximativ 2 ani de zile.
de data aceasta, iată, venim să vă prezentăm un proiect încheiat, un proiect la care eu am lucrat la traducere 2 ani și 4 luni și după aceea, împreună cu colegii editori și cu comitetul pastoral din partea cultului și apoi tehnoredactarea, încă 2 ani și vreo 5 luni. În primul rând, doresc să mulțumesc lui Dumnezeu pentru harul pe care mi l-a acordat ca să lucrez la această traducere. Am scris în activitatea mea didactică 5 cărți și am publicat câteva zeci de articole în jurnale de specialitate aici în România sau în străinătate, dar niciodată la finalul unui proiect de publicație nu am avut satisfacția pe care am avut-o de data aceasta când am finalizat, de fapt, pe tot parcursul traducerii și a editării acestui proiect am avut o satisfacție deosebită, pentru că lucram cu ceva care nu este de obârșie omenească. Și probabil că satisfacția pe care am trăit-o și încă o trăiesc este legată și de marea responsabilitate pe care am simțit-o pe tot parcursul traducerii, editării, de a lucra cu un cuvânt care este cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, nu numai eu și colegii editori, fratele Laurențiu, fratele Remus, am avut grijă ca să ne aplecăm asupra fiecărui cuvânt, asupra fiecărei conjuncții, prepoziții, ca să o traducem corect, așa încât să păstrăm exact sensul pe care l-au intenționat autorii cărților Noului Testament. De aceea, mulțumesc lui Dumnezeu pentru harul pe care mi l-a făcut, pentru colegii cu care am lucrat, pentru fratele Florin care, și fratele Fazecaș, care au înleznit această lucrare. Eu am pornit singur. A fost dorința mea de poate mai bine de 10 ani, ca la anii pensiei, să traduc cuvântul lui Dumnezeu. Ca unul care am predat mulți ani greacă și exegeză biblică, a fost dorința mea să traduc, să-mi ocup timpul, anii de pensie, cu traducerea cuvântului lui Dumnezeu. Și Dumnezeu mi-a dăruit harul acesta, deși am trecut prin probleme de sănătate foarte serioase. Când m-am pensionat în anul 2016, înainte de termen, datorită stării de sănătate, am și început să lucrez. Și vă spun, pentru mine a fost și o terapie, traducerea cuvântului lui Dumnezeu. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru har, pentru colegi, pentru bunăvoința societății biblice din România de a prelua acest proiect, mărindu-i vizibilitatea și facilitând difuzarea Noului Testament. Și vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că găzduiți în seara aceasta acest proiect. Aș vrea acum să prezint o parte mai tehnică despre ce înseamnă acest proiect. Am pregătit un PowerPoint. Înțeleg că nu am telecomanda, n-am posibilitatea aceasta, dar doresc să colegii să pună și aș vrea să nu apar eu pe ecran, vă rog, dacă se poate, pentru că avem nevoie de un cadru cât mai mare pentru cuvântul lui Dumnezeu și pentru a vedea ceea ce scrie pe ecran. Vă mulțumesc, vă rog, următorul cadru. Așa arată Noul Testament. În două culori vine, culoarea bleu maren și cealaltă culoare, nu știu cum să o descriu, vișiniu. Așa. Cadrul următor, vă rog.
e pagina de titlu, sigla, dacă vedeți până la ecran, sigla care apare sub Noul Testament este NTSBR, adică Noul Testament al Societății Biblice din România. Așa este codificată această traducere și așa va apare pe internet, pe platformele de, care conțin Cuvântul lui Dumnezeu. Cadrul următor, o pagină de text. V-am oferit aici o mostră ca să vedeți cum este așezat textul. Vedeți cuvintele Domnului Iisus în roșu, celelalte sunt scrise în cu negru, evident. Ce mai puteți observa? Unele propoziții, cuvinte, sunt îngroșate, cu caractere îngroșate, bold, caractere bold, cum zicem noi în informatică. Acestea toate sunt citate din Vechiul Testament. Chiar și în porțiunile cu roșu întâlnim aceste cuvinte în bold, ceea ce înseamnă că și Domnul Iisus citează din Vechiul Testament. Rămâneți la ce a fost așa. Veți mai observa că textul este structurat pe două coloane, dar pe paragrafe. Ediția Cornilescu ne-a obișnuit ca fiecare verset să înceapă la capăt de rând. Pentru cursivitatea citirii, am hotărât împreună cu societatea să structurăm textul pe paragrafe, așa cum citim o carte, de fapt. Și este mult mai ușor în felul acesta să facem legătură. Textul nu este fragmentat. Următorul cadru. Câteva caracteristici distinctive ale acestei traduceri. Este o ediție de studiu. Este prima de felul acesta, în sensul că are un aparat critic, așa numim noi partea de subsol, un aparat critic cu foarte multe note de subsol, 5600 de note de subsol. De aceea este o ediție de studiu și fiecare notă este legată de un anumit cuvânt sau de un anumit verset. Sunt deci peste 5600 de note de subsol. Mai departe, vă rog. Este o traducere directă din limba originală, din greaca koine. Acum vreau să vă spun că și textul grecesc apare în mai multe ediții. Cornilescu s-a folosit foarte mult de ediția franceză, Louis Segond, care la rândul ei a folosit un text vechi de pe la 1500-1600, început de Erasmus din Rotterdam la 1515, finalizat la sfârșitul secolului XVI, la care au mai contribuit și alți cărturari ai acelui secol, dar Textus Receptus, după care avem King James Version în limba engleză și a fost textul care l-a influențat și pe Louis Segond și apoi pe Cornilescu, are la bază doar 6 manuscrise și acestea nu sunt cele mai vechi și mai importante manuscrise. 6 manuscrise din secolul IX până în secolul XII, în această perioadă. Pe când textul după care am lucrat eu este textul Nestle Aland, care nu vreau să zic că se bazează pe 5800 de manuscrise, dar are în prefața acestui text Nestle Aland câteva sute, poate 5-600 de manuscrise listate. Pentru că între timp s-au descoperit foarte multe manuscrise, nu numai cele de la Marea Moartă, și în alte locuri s-au descoperit multe manuscrise, deci are la bază
mult mai multe manuscrise și de aceea îl considerăm superior textului Receptus, care l-a influențat mult și pe Cornilescu. Motivul pentru care am tradus și am început traducerea acestui Nou Testament este că am dorit să avem un Nou Testament într-un limbaj actualizat. Și o să avem o pagină cu niște cuvinte pe care vi le ofer ca exemple de actualizare a textului. Textul biblic este structurat pe paragrafe, cum ați văzut. Textele paralele din Evangheliile sinoptice sunt evidențiate, în sensul că la fiecare pericopă sau povestire, să îi zicem, din Evanghelie, în primele trei Evanghelii, apare un titlu și subtitlu, să zicem, pilda semănătorului. Apare o paranteză cu textele paralele din celelalte Evanghelii. Deci în felul acesta oferim o trimitere rapidă către textele paralele. Citatele din Vechiul Testament sunt cu caractere bold, cum v-am spus deja. Cuvintele Domnului Iisus sunt scrise cu roșu. Noul Testament are 544 de pagini, dintre care 522 sunt pagini de text biblic împreună cu notele de subsol. Formatul este acesta, formatul unei cărți obișnuite. Mai departe, vă rog. Citatele din Vechiul Testament în bold, doar v-am oferit o mostră acolo ca să vedeți cuvintele mai îngroșate, cuvintele Domnului iarăși în roșu. Mergem la următorul cadru. Aici v-am oferit două exemple, vedeți două cuvinte scrise în italice. Caractere italice, Iisus și poporul. În text nu apare cuvântul Iisus, în textul original în limba greacă, apare El. El a intrat în templu fără să ne spună cine este acest El. Și înaintea versetului 23, cred că este din Matei 21, avem o cuvântare a lui Iisus. Deci trebuia precizat cine este cel care a intrat în templu. La al doilea cuvânt a fost necesară introducerea acestui cuvânt, poporul, pentru că în limba română, vedeți, s-a învățat, în timp ce învăța, au venit la el. Cine învăța? Se învăța Iisus pe sine, a luat Tora și învăța din Tora, sau în timp ce învăța poporul? Problema este că în limba greacă avem două cuvinte diferite pentru a învăța tu pentru tine și avem un alt cuvânt pentru a învăța pe alții. Și aici în text apare acest verb, a învăța pe alții. Deci în timp ce învăța poporul, pe cei prezenți. Și a fost necesară introducerea acestui cuvânt pentru a nu se face confuzii cu celălalt sens al verbului a învăța în limba română. Mai departe, vă rog. Aici nu o să puteți citi pentru că textul este foarte mic. Am ales două secțiuni din Noul Testament în care avem în fiecare secțiune patru tipuri de note. De fapt, sunt patru tipuri de note în tot Noul Testament. Note de traducere, prin care justific de ce am tradus într-un fel și nu în alt fel. Acest tip de notă, notele de traducere, sunt puțin mai tehnice, în sensul că trebuia să fac apel la gramatica limbii grecești pentru a-mi justifica modul în care traduc. Și este mai accesibil acest tip de note celor care au făcut limba greacă sau care au trecut printr-o școală de teologie. Al doilea tip de note sunt notele exegetice, notate cu NE,
note exegetice. Aceste note exegetice explică felul în care trebuie înțeles un cuvânt sau un grup de cuvinte. Asta face exegeza, explică cuvântul lui Dumnezeu, aduce în prim plan înțelesul cuvântului lui Dumnezeu. Al treilea tip de note sunt note de context. Și aici ne referim la informații care țin de contextul geografic, istoric, cultural, personalități, instituții religioase, unități de măsură, bani și alte informații care țin de contextul secolului I, secol în care a fost, de fapt, scris acest Nou Testament. Mai departe, acum vă ofer câteva cuvinte pe care le-am înlocuit. A îngădui. Citesc foarte greu la distanța asta. A îngădui a fost înlocuit cu a permite. A socoti cu a considera. A proroci cu a profeți. A tălmăci cu a traduce. A tămădui cu a vindeca. Îndrăcit cu demonizat, drac a fost înlocuit cu demon, slăbănog cu paralitic, nevastă cu soție. Deci, vedeți, folosim termeni actuali. A rândui cu a învesti sau a desemna, a preacurvi sau preacurvie cu adulter, a prigoni cu a persecuta, a propovădui cu a predica, dregători, l-am tradus prin conducători, pentru că dregător este un cuvânt specific contextului românesc. Și Cornilescu, inspirat din sistemul de conducere din România secolelor 15, 16, 17, a folosit acest cuvânt. Deci l-am tradus cu un cuvânt mai nou, conducători, care se reflectă mai bine situația contextului iudaic. A tăgădui, a nega. Fățarnic a fost tradus cu ipocrit, hypocrites este și cuvântul în limba greacă. Străjer, gardian. Și un ultim cuvânt, neam, a fost tradus prin generație, deși cuvântul neam a rămas pentru a desemna pe neevrei, neamurile, neam, neamurile, în sensul acesta. Dar când este vorba de neam, același cuvânt poate însemna și generație. Mergem mai departe, comparație cu versiunea Cornilescu. Cer permisiunea de a mi se da un microfon, pentru că nu pot să citesc și este foarte important, de a se mi se acorda un microfon ca să citesc și eu pe ecranul mare. Haideți să vedem aici. Matei 13:25. Dar pe când dormeau oamenii, a venit vrăjmașul, a semănat neghină între grâu și a plecat. Am tradus cuvântul care apare în Cornilescu ca neghină prin zizanie. Am făcut investigații serioase. De fapt, acesta este și cuvântul în limba greacă, zizania. Și a fost tradus eronat în multe versiuni ale limbii române. Pentru că zizania, de fapt, este o plantă care se aseamănă foarte mult cu grâul. Și neghina nu este nici pe departe asemănătoare zizaniei. Deci, când Domnul spune, lăsați zizania între grâu, nu o scoateți, că s-ar putea să smulgeți grâul.
Să nu faceți deosebire, pentru că sunt foarte asemănătoare. De la cuvântul acesta zizanie avem și zâzanie cu î, zâzanie, baj zâzanie între oameni. Matei 21:23. Cu ce putere faci tu acestea și cine ți-a dat această putere, zice Cornilescu? Am tradus exusia prin autoritate. Cornilescu nu face diferență în traducere între dunamis, care înseamnă putere, și exusia, care înseamnă autoritate. Deci noi am făcut această diferență și cred că este o diferență între putere și autoritate. În Luca 1:28 și în Fapte 15:23 avem un cuvânt care în limba greacă este caire. Caire este de fapt un salut, care în românește s-ar traduce cu salutare, salut, sau bucură-te. Așa se face că în Luca 1:28 am tradus cuvântul prin bucură-te. Bucură-te tu care ți s-a dat, tu căreia ți s-a dat mare har. Îngerul când vine la Maria nu îi face plecăciune. Aceasta este o condiționare teologică din partea bisericilor istorice, Biserica Ortodoxă, Biserica Catolică, dar îngerul nu a făcut o plecăciune. Cu atât mai puțin, apostolii nu fac plecăciune în fața fraților din Siria. După conciliul de la Ierusalim, Fapte 15, trimit o scrisoare bisericilor din Antiohia, Siria, și ei spun așa, către frații dintre neamuri care sunt în Antiohia, Siria și Cilicia. Plecăciune, zice Cornilescu, noi traducem prin salutare. În Fapte 13:24, Cornilescu spune, înainte de venirea lui, adică a lui Iisus, Ioan propovăduise botezul pocăinței la tot norodul lui Israel. Acolo cuvântul este clar, nu se vorbește despre venirea lui în lume, a lui Iisus, ci trebuia precizat, pentru că nici nu avea Ioan cum să predice înainte de venirea lui Iisus în lume. Deci trebuia precizat. Acolo cuvântul în limba greacă spune clar că este vorba de înainte de apariția publică a lui Iisus. Și știm că, cu câteva luni înainte de a-și începe Iisus lucrarea, Ioan începe să propovăduiască împărăția lui Dumnezeu. Deci traducerea corectă este înainte de arătarea publică a lui Iisus, Ioan a predicat întregului popor. Cadrul următor, vă rog. Fapte 4:29-30, un pasaj foarte bine cunoscut de noi. Biserica, după ce Petru a fost eliberat din închisoare, se roagă. Petru era și el de față acum, se roagă. Și acum, Doamne, uită-te la amenințările lor, dă putere robilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala, și întindeți mâna ca să se facă tămăduiri, minuni și semne prin numele robului tău, celui Sfânt Iisus. Asta spune Cornilescu. Ne-a obișnuit Cornilescu cu ideea că biserica s-a rugat și pentru semne și minuni. Ceea ce textul original nu ne spune. Textul original ne spune că cei prezenți s-au rugat doar pentru puterea de a vesti cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu cu așteptarea ca Dumnezeu să-și întindă mâna și să facă semne și minuni. De aceea am tradus, dă putere robilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala, în timp ce tu îți întinzi mâna spre vindecare și se fac semne și minuni prin numele robului tău Iisus. Pasajul următor, iarăși un pasaj foarte cunoscut și mereu citat în bisericile noastre. Dacă Duhul celui care l-a înviat pe Iisus din morți locuiește în voi,
cel care l-a înviat pe Iisus din morți va învia și trupurile voastre muritoare, zice Cornilescu, din pricina Duhului Său care locuiește în voi. De fapt, traducerea corectă este prin Duhul Său care locuiește în voi. Aici eroarea care apare în Cornilescu este pentru că el are la bază acel textus receptus, cu doar 6 manuscrise la bază, pe când noi lucrăm cu textul Nestle Allen, care a corectat această eroare. Și avem acolo prepoziția dia, care cu genitiv înseamnă prin, cu acuzativ înseamnă datorită sau din pricina. Și de aici este eroarea. În textul Nestle Allen avem acolo un genitiv. 2 Corinteni 2:14. Un alt text, iarăși, citat în bisericile noastre, mulțumiri fie adusă lui Dumnezeu, zice Cornilescu, care ne poartă totdeauna cu carul lui de biruință în Hristos. Imaginea pe care o avem când citim versiunea Cornilescu este că noi, împreună cu Hristos, suntem în carul de biruință și suntem biruitori împreună cu Hristos. Dar, de fapt, textul grecesc ne oferă cu totul o altă imagine. Ne-l oferă pe Hristos în carul de biruință, dar noi suntem ori în carul Lui, ori într-un convoi care urmărește sau care este forțat să meargă după carul de biruință al lui Hristos, legați la mâini și la picioare ca niște prizonieri de război. Aceasta este imaginea. Imagine preluată din ceea ce se întâmpla în Vechiul Testament. Și în Vechiul Testament și în perioada respectivă, când împăratul care biruia pe alți împărați intra în cetate biruitor, dar ca să facă dovada biruinței, avea cu el prinși de război. Așa se vede Pavel acolo pe el și pe frații creștini, ca făcând parte din acest marș triumfal sau procesiune triumfală. De aceea am tradus mulțumire fie adusă lui Dumnezeu în Hristos, care în Hristos ne conduce întotdeauna în marșul triumfal. Apostolul Pavel s-a simțit confortabil cu statutul de rob al lui Hristos. A fost luat ca rob prin Evanghelie. În momentul în care Evanghelia l-a întâlnit pe Pavel, Evanghelia l-a biruit și l-a făcut rob al lui Hristos. Deci aceasta este imaginea. Și un ultim pasaj, 2 Corinteni 12:5. Pavel vorbește despre un om care a fost răpit până în al treilea cer și aici spune: cu un astfel de om mă voi lăuda, dar întrucât mă privește pe mine însumi, nu mă voi lăuda decât cu slăbiciunile mele. În textul original nu avem informația că Pavel vorbește despre sine. Textul original spune: cu privire la un astfel de om mă voi lăuda, dar în ce mă privește nu mă voi lăuda decât cu slăbiciunile mele. Chiar dacă din context reiese că Pavel este cel care a fost răpit la al treilea cer, în acest verset 5 nu ne oferă informația că el este. Trebuie noi să deducem din context. Deci și aici nu știu exact motivul pentru care în Cornilescu avem traducerea respectivă. Poate o fi urmat textus receptus, nu am verificat, dar noi am fost cu fratele Laurențiu, cu fratele Remus, foarte atenți la textul grecesc. Următorul pasaj, așa, e o mulțumire pe care o aduc lui Dumnezeu, pentru, încă o dată pentru harul pe care mi l-a acordat.
Vreau să vă spun, iubesc versiunea Cornilescu, este versiunea cu care am crescut. Au fost binecuvântați mii, milioane de oameni, poate, prin această versiune. Este timpul după 100 de ani ca limba să fie actualizată. Acesta a fost motivul principal pentru care am început această traducere, dar în timp ce traduci cu grijă fiecare cuvânt, nu poți, este o responsabilitate să modifici ceea ce trebuie modificat. Și încă o dată spun, am făcut-o cu toată responsabilitatea, atât eu personal, cât și echipa, conștienți fiind că lucrăm nu cu un material oarecare, nu cu cuvinte pe care le putem folosi cum vrem să influențăm pe cineva, ci că lucrăm cu cuvântul viu al lui Dumnezeu. Dumnezeu să fie mărit și El să se folosească de această traducere pentru mântuirea altora. Amin. Mă gândesc ce-o fi în mintea dumneavoastră acum. Cuvântul lui Dumnezeu este extraordinar. Scriptura îl descrie, este viu și lucrător. Și Apostolul Pavel spunea că este insuflat de Dumnezeu. Trebuie să înțelegem însă că această insuflare a cuvântului lui Dumnezeu de către Duhul lui Dumnezeu nu este neapărat în limba română sau în limba engleză sau într-o altă limbă de circulație internațională, ci această insuflare este în textul original, în ceea ce autorii au lăsat în urma lor. Problema este, așa cum ați auzit, că nu ne-a rămas nicio scriere de mână a lui Pavel, ci au rămas doar niște copii care, verificându-le și comparându-le, se poate ajunge cât mai aproape de ceea ce a vrut autorii să spună și de ceea ce a inspirat Duhul lui Dumnezeu. Este o onoare pentru mine să lucrez în acest proiect și de ceva timp, de câțiva ani, parcă e în fiecare zi să te bagi în textul original, să compari, să vezi, să te asiguri că ceea ce traducătorii au încercat să redea este cât mai aproape, apoi să vezi și să te asiguri că ceea ce iese în limba română este cât mai clar, că nu pot fi înțelese alte lucruri. E o muncă deosebită și o îmbogățire personală pentru mine și cred că și pentru familia mea. Mai tot povestesc cu ei ce am mai găsit, ce-o mai fost, cum e. Așa că pentru noi a fost o onoare și un timp binecuvântat. De aceea mulțumesc fratelui Florin că s-a gândit la mine, mulțumesc fratelui John că a făcut această lucrare și vreau să-i spun că a fost o plăcere deosebită să putem să lucrăm împreună. Și așa cum spunea și dânsul, a Domnului să fie toată slava și toată cinstea. Mă gândeam să vă asigur de câteva lucruri pe care fratele John le spunea deja când am fost implicați în această lucrare, un lucru pe care, la care ne-am gândit și care ne-a interesat cel mai mult a fost să ne apropiem cât mai mult posibil de ceea ce a vrut autorul să spună. Pentru că avem din toată inima convingerea că cu adevărat inspirat pentru noi este ceea ce a intenționat autorii să spună, ceea ce Dumnezeu le-a transmis. Sunt multe traduceri care sunt pe piață. Sunt traduceri ale bisericii tradiționale, traduceri ortodoxe, sunt traduceri catolice, sunt traduceri neoprotestante. Și a fost interesant să le comparăm și să vedem fiecare dintre aceste traduceri și să vedem unde se plasează textul la care lucrăm noi. N-am încercat să copiem pe nimeni, n-am vrut să fim diferiți de dragul de a fi diferiți, de aceea o să vedeți că multe texte seamănă cu Cornilescu, că nu poți să traduci altfel anumite pasaje decât așa cum s-a tradus. Dar ne-am asigurat că nu se introduc mai multe cuvinte decât atâtea câte trebuie. Și am avut tot felul de discuții împreună cu fratele Remus, împreună cu fratele John. Am încercat să scoatem cât mai multe cuvinte în italice afară,
Dar au fost locuri în care pur și simplu n-ai putut, pentru că nu se înțelegea nimic pentru noi, și atunci am zis, ok, trebuie să păstrăm anumite cuvinte în italice care nu sunt în textul original, dar sunt necesare pentru a suna în limba română. Și asta pentru că limbile sunt foarte diferite. Și dacă traduci din limba engleză în limba română, lucrurile nu sunt la fel. Dacă ai traduce mot a mot, cum ar ieși? Nu? Există o expresie în limba engleză când spune plouă cu găleata, spune că plouă cu câini și pisici. Nu? Cum ar fi să traduci așa? Sau în engleză să spui de găleată când plouă. Nu înseamnă nimic, ar suna ceva extraordinar de ciudat, amuzant, am putea spune. Tot așa se întâmplă și când traduci dintr-o altă limbă, cum este traducerea din original, când au fost expresii idiomatice, am încercat să redăm în limba română așa cum se vorbește acum. Și un alt lucru foarte important pe care vreau să-l afirm și să-l înțelegeți, este că deși noi, fratele John, eu, fratele Florin, suntem penticostali, deși vrem să credem că această traducere are girul cultului penticostal, vreau să vă asigur că nu am tradus-o penticostal, în sensul că să o facem să sune cum ar vrea un penticostal să sune, ca să ne susținem punctele noastre teologice de vedere, ci am încercat să ne abținem cât de mult am putut, pentru că realitatea este că fiecare traducere are o doză de influență teologică în funcție de denominația din care făceau parte cei care au tradus, au făcut acele traduceri. De aceea ne-am străduit, am discutat, am negociat, am căutat să o facem așa încât să sune cât mai corect, fără să ne includem teologia noastră sau altuia. Și bineînțeles că au fost momente în care unele lucruri sunau într-un fel, altele într-altul, cu fratele Remus, care este păstor baptist, numai bine că am avut cu cine să ne ciondrănim, așa, și mulțumim Domnului că ne-a dat harul să încercăm să punem textul cât mai corect și cât mai lipsit de orice influență exterioară. Un lucru pe care am încercat să-l facem, și așa cum spunea fratele John, mereu ne-am gândit și ne-am pus întrebarea, ce o să înțeleagă pruncii noștri dacă citesc? Sau ce o să înțeleagă unul care nu a călcat în viața lui în biserică? Ma realitatea lui noi înțelegem Cornile sau că am crescut cu el, dar sunt atâția termeni care pentru un om care nu a umblat la biserică nu înseamnă nimic. Și atunci am încercat să traducem și să redăm textul în așa fel încât oricine ar pune mâna pe această traducere a Noului Testament să înțeleagă ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că scopul nu este numai să citim de dragul de a citi, ci scopul este să înțelegem ce are Dumnezeu pentru noi, iar după ce am înțeles, să acționăm pe baza ceea ce Dumnezeu ne transmite. Și asta am încercat să facem și mulțumim lui Dumnezeu că ne-a dat harul să ajungem până aici. Vă recomand cu toată căldura să luați această ediție critică. Așa cum se spunea, sunt foarte multe note benefice și o să vedeți că sunt variante de traduceri. Un text poate fi tradus într-un fel sau într-altul și fratele John a făcut cu atâta minuțiozitate și cu atâta dăruire toate observațiile acestea. Realitatea este că nu întotdeauna știi ce a fost în mintea lui Pavel sau în mintea altui scriitor din Noul Testament. Și n-am putut să-i dăm telefon, n-am putut să-i scriem, asta este. Și atunci, pe baza cunoștințelor, a gramatice, a altor lucruri, am ajuns la concluzia că sunt câteva variante, am pus un text pe cea care o crezi de cea mai apropiată, dar sunt cazuri în care sunt note de traducere, în care se spune sau așa. Rămâne să vă uitați dumneavoastră, să vă mai bateți și dumneavoastră capul și să ziceți, dacă n-am pus bine în text, luați-o pe aia de notă. Dar în orice caz, e o muncă pe care o trebuie să o facem. Și e așa de frumos să lucrez cu cuvântul lui Dumnezeu. Nu-l luați așa ușor. Scormoniți-l. E ca o mină în care trebuie să intri să sapi. Cornilescu și-a făcut munca lui, și mulțumim Domnului pentru că a făcut-o, cum a putut-o el de bine și ne-a adus până unde am ajuns. Dar este vremea ca, și ați văzut, sunt mai multe traduceri noi, este vremea ca și Biserica Penticostală, ca și oameni din cultul penticostal să scoată o traducere
în urma unei munci de genul acesta, în care ai luptat cu textul original și ai căutat să o redai într-un limbaj cât mai corect și cât mai actual. Domnul să fie lăudat pentru toate aceste lucruri. Aș vrea să vă invit să ne rugăm. Ce am putea să cerem Domnului într-o seară ca și aceasta? Am spus mai devreme că unul dintre scopurile acestui mare efort este să punem cuvântul lui Dumnezeu în mâna pruncilor noștri și în mâna generațiilor care vin, ca ei să-L înțeleagă, să-L primească și să se lase schimbați. Ce ar fi să ne rugăm pentru generația aceasta care vine? Să ne rugăm pentru pruncii noștri, să ne rugăm pentru cei care nu-L cunosc pe Domnul Iisus. Și eu vă mai recomand ceva. Exemplarul ăsta e bun de studiu pentru fiecare, dar poate fi un cadou excelent pentru tinerii dumneavoastră, un cadou excelent pentru cineva care poate nu-i umblat la biserică, cineva care probabil se consideră intelectual și foarte cunoscător și tratează pocăința sau scriptura așa cu ușurință, puneți-i numai un exemplar din ăsta în mână și ziceți-i, citește și notele de subsol și o să vezi atunci ce înseamnă o traducere a scripturii. Și probabil că o să se mai tempereze cu tot felul de afirmații și probabil că o să considere că scriptura până la urmă este cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu și poate că ar trebui să plece urechea și să ia seama la acest cuvânt. Vă invit dar să vă ridicați și dumneavoastră împreună cu mine și haideți să ne rugăm pentru generația tânără ca să iubească cuvântul, să caute cuvântul și cuvântul acesta lui Dumnezeu să-i ducă spre mântuire. Domnul să lucreze. Amin. 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 Citesc un verset din cartea prorocului Isaia, capitolul 40, versetul 8. Iarba se usucă, floarea cade, dar cuvântul Dumnezeului nostru rămâne în veac. Amin. Vă rog să vă așezați. Se spune despre Caragiale că atunci când călătoria, era observat, având întotdeauna două cărți la el. Una dintre cărți era Mersul trenurilor și cealaltă carte era o Biblie. Cineva a îndrăznit și l-a întrebat de ce tot timpul duce ambele cărți cu dânsul. Și el a zis, dragule, îmi trebuie Mersul trenurilor. Așa se călătorea atunci, distanțele mai lungi, pentru că am nevoie să știu când plec, când ajung și care-mi sunt legăturile la tren. Și am nevoie de o scriptură întotdeauna cu mine, pentru că întotdeauna cartea aceasta mă învață că trebuie să ajung cu bine la destinația finală. De-aia trebuie să avem Scriptura cu noi de fiecare dată și Domnul să ne ajute.
Mi-am adus aminte mai înainte de ce spunea fratele Trandafir, fostul rector al institutului, înainte de fratele John. Chiar când am început eu primul an la școală, am făcut câteva ore de practică pastorală cu dânsul și el ne spunea așa, o predică bună se ține în 50 de minute. Și noi am zis, wow, 50 de minute, anul întâi e mult. Dar, zicea el, un predicator bun, să știți că aceeași predică bună o ține în 40 de minute. Un pic de mai. Însă, zice, dacă ai un pic de experiență și așa, aceeași predică foarte bine, o spui în 30 de minute. Și dacă te-ai pregătit și stăpânești subiectul, predica o ții în 20 de minute. Și acum, zice el, un predicator trebuie să fie în stare să țină predica aia și în 10 minute. Până la 7, mai avem câteva minute. N-am să țin partea aia lungă a predicii. Dar am să vă spun ceva inspirat din versetul ăsta pe care l-am citit din Isaia 40. Iarba se usucă, floarea cade, dar cuvântul Dumnezeului nostru rămâne în viac, bărit să fie Domnul. Ați auzit despre cele 7 minuni antice? Știți că din cele 7, numai una mai există? Grădinile suspendate ale Semiramidei s-au distrus la un cutremur. Templul zeiței Artemis din Efes, orașul Efes, a ars. Statuia lui Zeus din orașul Olimpia a ars. Mausoleul din Helicornes, o altă minune a lumii antice, a fost distrus la cutremur. Colosul din Rodos a fost distrus la cutremur. Farul din Alexandria, vestitul far din Alexandria, a fost distrus la cutremur. Mai avem astăzi și putem vedea ruine. Marea piramidă de la Giza, din Egipt. Iarba se usucă, floarea cade, dar rămâne cuvântul. Știți că cea mai răspândită carte și cea mai tipărită carte din lume este Sfânta Scriptură? Despre Biblie putem spune și aș putea să spun multe, sunt multe minuni care întăresc faptul că această carte este Cuvântul lui Dumnezeu. E minunea apariției, e minunea alcătuirii, e minunea vârstei, minunea răspândirii și minunea interesului, urmată de minunea limbajului, urmată de minunea păstrării. Spuneam, Scriptura e cea mai răspândită carte din lume, deși este cea mai urâtă și hulită carte de către mulți. Până în anul 1804 au fost publicate aproximativ 403 milioane de Biblii în întreaga lume. Până în anul 1932 s-au publicat aproape 1 miliard 330 de milioane de Biblii. Între 1932 și 1965, anual s-au publicat câte 100 de milioane de exemplare. Până în anul 1966, Biblia era tradusă complet în 240 de limbi și parțial era tradusă în 739 de dialecte. Între anii 1959 și 1960, la traducerea Bibliei, lucrau 3.000 de persoane. Astăzi, în lume, suntem aproape 8 miliarde de oameni și avem aproape 6.800 de limbi vorbite. Din astea 6.800 de limbi, aproape 2.000 nu au niciun verset tradus în limba lor. Pentru noi e un har
să avem toată Scriptura tradusă în limba noastră și să o avem într-o limbă actuală, elegantă și pe care o putem înțelege. Este un har și asta are și responsabilități. E cea mai răspândită carte, e cea mai citită carte de pe glob. Astăzi se lucrează în multe organizații biblice la traducerea măcar a unor părți din Noul Testament în toate dialectele și limbile vorbite. Se estimează că în anul 2025 vom avea începute traducerile pentru absolut toate limbile și dialectele vorbite astăzi. E o minune că noi avem românii de peste 100 de ani cuvântul Domnului în limba noastră. Știți că prima carte tipărită în România a fost o carte religioasă? În 1508, liturghierul lui Macarie a fost tipărit pe o tipărniță din aia, din 1500, la mănăstirea Dealul Negru, de lângă Târgoviște. Apoi a urmat Psaltirea lui Coresi, de care spunea fratele păstor. Primele cărți tipărite în limba română au fost cărți religioase. Frații mei, cuvântul Domnului e așa de adevărat. Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. Când toate trec, rămâne cartea aceasta. De aia pledez și eu și ceilalți frați să o citim, să o învățăm, să-i urmăm exemplul. Strâng cuvântul tău în inima mea, spunea psalmul citit la început, ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Un alt verset, 105 din același psalm, spune: cuvântul tău este o lumină, lumină pe cărarea mea. Vrei să fii luminat? Citește, citește. Așadar, Scriptura este cuvântul inspirat al lui Dumnezeu. Cartea aceasta e diferită de orice altă carte din lume, pentru că Biblia are putere de transformare. Cred că ați citit cărți care v-au impresionat, care v-au marcat, care v-au educat, v-au învățat. Dar singura carte din lume care poate transforma ființa umană este cuvântul lui Dumnezeu. Ea ne învață cel mai bun fel de a trăi. Ea ne învață cel mai nobil fel de a suferi. Și ea ne învață cel mai liniștit mod de a muri împăcați cu Hristos. Biblia are putere de transformare. Biblia are, să știți, răspunsurile cele mai clare la două întrebări fundamentale ale omului. De unde vin și de ce exist? Sunt două întrebări pe care și le pune oricine în lumea asta. Un om cu judecată și echilibru se întreabă: de unde vin? Și Biblia are răspuns la întrebarea asta. De ce trăiesc? De ce există în lumea asta? Biblia are și la întrebarea aceasta răspuns clar. Vrei să știi răspunsul? Citește Scriptura. 3. Biblia este singura carte al cărei autor este prezent atunci când o citim. Ați citit Eminescu, nu? A murit acum 100 și... Când ați citit poeziile lui, era acolo lângă dumneavoastră? Eu mi-aduc mereu aminte de un îndemn al profesoarei de limba română din liceu, doamna Florescu din Timișoara. Ea ne spunea: intrați, copii, înțelegeți, intrați în gândirea lui Eminescu. Am ne-a străduit, noi ce ne-a străduit, da? N-am înțeles cât ar fi vrut dânsa. Oricum, lângă mine Eminescu nu stă niciodată. Dar de fiecare dată când deschid cartea aceasta, Dumnezeu este prezent lângă mine. Studiază-o ca să fii înțelept. Crede-o ca să fii în siguranță.
Trăiește-o ca să fii sfânt și fericit. Mulți resping Biblia pentru că nu-i cunosc autorul. Dacă i-ar cunoaște autorul, nu s-ar mai despărți de cartea asta niciodată. Frații mei, surorilor, cartea asta nu trebuie să fie apărată. Ea trebuie trăită. Ea nu trebuie să fie rescrisă, ci recitită. Domnul să ne ajute la asta. Hai să ne ridicăm la rugăciune acum. Și să-L rugăm pe Domnul, întotdeauna când citim cartea aceasta, El să ne vorbească fiecăruia. Să-L rugăm pe Domnul, El să vorbească generației tinere, cum ne-am rugat, copiilor noștri, nepoților noștri, Domnul să le vorbească și ei să înțeleagă. Să ne rugăm pentru cei care dăruiesc Scriptura și sunt mulți care iau cartea asta și o dăruiesc celor care nu-L cunosc pe Domnul. Paranteză scurtă fac aici. Am cunoscut un frate, a plecat la Domnul acum. Multă vreme venea la noi, cumpăra Biblii, era în pensie, avea tichete de călătorie de la CFR, lucrase în CFR. Și l-am întrebat odată, frate, ce faceți cu atâtea Biblii? Și a zis, știi ce fac? Azi am vreme, mă duc până la satul mare, cu personalul. Și pe cât îi văd că n-or citi ce n-au Scriptura, le dau câte una. Haideți să ne rugăm pentru cei ce primesc Scriptură și nu-L cunosc pe Dumnezeu. Dumnezeu să li se descopere. Amin. Pentru că atunci când citim cartea asta, Dumnezeu e lângă noi. Amin. Ne rugăm Amin. Împreună. Slăvim Numele. Vocea Lui se aude, ea îmi dă har de plin și bucurii. Este vocea care îmi dă siguranță și o voi asculta zi de zi. Amin. Siguranță și
pacea lui mă liniște. Vocea lui se aude, iar îmi dă dar de plin și bucurii. Este vocea care dă siguranță și o voi asculta. Pentru câteva clipe. E adevărat că vocea lui se aude și Dumnezeu vorbește în multe feluri. Vorbește prin vânt, prin furtună, cum i-a vorbit lui Iov, cum i-a vorbit lui Ilie, prin cutremur de pământ. Vorbește prin semnele vremurilor, vorbește prin daruri spirituale, prin proroci. Niciodată mai clar, mai curat și mai inteligibil decât prin Scripturi, prin cuvântul Său. N-am nicio îndoială că după pledoaria din această seară, cineva va merge fără noua traducere Noului Testament acasă. Una pentru dumneavoastră, una ca să o dăruiți altora. Fiți binecuvântați de Domnul cu o săptămână frumoasă. Mulțumim pentru vizită, mulțumim pentru slujire. Să vă dea Domnul harul să gătați cât mai repede și Vechiul Testament și apoi mai vedem noi ce tipărim și traducem. Fiți binecuvântați!